M-a părăsit. Pe strada asta e ciudat, frate. Cred că ăsta e un semn. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi, fraților, facem un daily vlog. Din câte ați văzut, când am filmat primele cadre, era mai întuneric, dar asta pentru că am plecat mai de dimineață de acasă. Și am zis că să nu pornim vlogul atunci când era întuneric și să-l pornim acum când e mai lumină. Ia uitați-vă, fraților, ce mașinuță frumoasă lângă un Audi A6. Ok, acum mergem la serviciu, o să facem un daily vlog, un vlog în care o să vă prezint rutina mea dintr-o zi obișnuită. O să vă prezint cum este cu adevărat o zi pentru mine și sper că astea să fie ultimele cadre pe care le vedeți așa, adică nașpa, frate, pentru că abia aștept să-mi iau camera din Anglia, de la curierat, abia aștept să-mi ajungă, ar trebui să-mi ajungă astăzi și să schimbăm și calitatea sunetului și calitatea video, să nu mai auziți așa nașpa, să nu mai vedeți așa nașpa, dar sper ca asta să fie una din activitățile de astăzi. Aici am GPS-ul, mai am doar 8 minute până la serviciu și ajungem, sper din tot sufletul, să nu mai prindem aglomerat pe aici, pentru că dimineața e infernal, frate, în București, e, nu că e infernal, e imposibil, nu are rost să mai, să mai vorbim despre lucrul ăsta, pentru că mă ia cu nervi. E al doilea Audi A6 pe care l-am văzut pe strada asta, e ciudat, frate. Cred că ăsta e un semn, cred că ăsta e un semn. Pe bine, dragilor, dacă vreți huse personalizate, astăzi o să mă duc să le ridic și pe cele 6 huse personalizate pe care mi le-au făcut cei de la Itel Mobile pentru mine și pentru iubita mea. Abia aștept să mă duc să le ridic, pentru că sunt niște modele de Crăciun și modele pentru cuplu, să zic așa. Abia aștept să le ridic, pentru că o să fie chiar tare și o să fie mișto să le port eu și iubita mea. Așa că stați aproape, pentru că urmează o zi interesantă, o zi mai specială sau pur și simplu o zi normală, nici nu știu cum să-i spun, frate, pentru că vreau să vă prezint realitatea, nu vreau să inventez chestii sau așa ceva, vreau să fim cât se poate de apropiați. Ia uitați-vă râsul. Ok, dragi. De asemenea, dacă nu v-ați descărcat browserul Brave, browserul care este cel mai rapid, browserul care vă oprește toate reclamele de pe internet, aveți de asemenea un link în descriere, al dacă îl folosiți o lună de zile, puteți ajuta și acest canal să se dezvolte. Hai să mergem la serviciu, dragilor, în 8 minute ajungem lângă Marriott și ne începem ziua. Dragilor, după cum intuiam, nici nu s-a făcut ora 11 și m-au sunat cei de la transport și mi-au zis că a ajuns camera mea la sediu. Acum o să merg să luăm camera și o să schimbăm, o să facem switch-ul de calitate, dragilor. Mamă, cât așteptam. Probabil că ați văzut vlogul de ieri în care v-am povestit cum am pierdut cei 3000 de euro, așa că astăzi, după cum v-am spus, începând de astăzi, vlogurile vor reveni la calitatea la care ați fost obișnuiți tot anul acesta. Haideți să mergem să luăm camera și să facem switch-ul, dragilor. Este ora 11 și ceva, v-am spus, și am luat o pauză de la serviciu. O să merg după cameră, după care revenim și probabil că mergem la masă, dragilor, pentru că cam ăsta ar fi programul. Ei bine, dragilor, am făcut switch-ul de cameră și a mai trecut ceva timp de la ultima filmare de astăzi, pentru că am ajuns deja acasă. Din câte vedeți, m-am și schimbat, mi-am luat tricoul cu social media. Din câte vedeți, toate rețelele de socializare sau toate rețelele sociale, pentru că mai nou, ci că așa se spune. Și, dragilor, acum voiam să-mi potobesc bradul, doar că nu pot singur. Dragilor, nu mai e iubita mea acasă, a plecat la Târgu Mureș cu niște treabă înaintea mea și va trebui să-l împodobesc singur. Doar că mi-a trecut prin cap să nu o fac acum și să aștept să vină ea, chiar dacă va fi cumva după Crăciun când se va întâmpla asta. Haideți să vă arăt și vouă, pentru că uitați-vă, frate, noi ne-am apucat să-l împodobim. Stați așa să vedeți mai bine, da? Hai, acum cred că vedeți mai bine. Din câte vedeți, l-am desfăcut. Arată superb, frate, arată absolut superb. Este foarte mare, este foarte plin așa el, doar că nu-l pot împodobi singur. Nu mai are niciun farmec, frate, să împodobești bradul singur. Eu o să merg acasă la iubita mea în curând, deci nu a plecat pentru mult timp, adică nu o să fim foarte mult timp unul fără celălalt, dar în orice caz nu cred că mai are sens să-l împodobesc. Chiar sunt dezamăgit, să zic așa. Cutiile cu lucrurile de împodobit sunt chiar acolo
după masa de călcat, pentru că m-am și pus masa de călcat să-mi calc hainele, să plec la iubita mea acasă și, din câte le vedeți, sunt două cutii acolo care vor veni puse chiar aici pe brad. Abia aștept să vă arăt cum o să arate bradul atunci când o să fie gata, dar până atunci, ce să zic, trebuie să mai aștept. Probabil că va fi treaba asta cu împodobitul bradului după Crăciun. Nu știu dacă o să mai împodobesc bradul, pentru că, până la urmă, ce sens mai are să împodobești bradul după Crăciun? Lăsați în secțiunea de comentarii dacă vreți să împodobim bradul, chiar dacă este după Crăciun și îl împodobim doar ca să-l despodobim, practic, pentru că alt sens nu mai văd să aibă. Dar lăsați în secțiunea de comentarii și dacă vreți să facem asta atunci când ne întoarcem acasă, o să o facem. În orice caz, abia aștept să ajung înapoi la iubita mea, pentru că mă simt foarte ciudat să stau singur acasă și să petrec timpul singur. Dar înainte de asta, mâine o să trecem pe la ai mei pe acasă, o să mergem pe la Roman, pentru că eu de acolo sunt și o să le facem o vizită alor mei. Iar acolo o să stăm vreo două zile și abia apoi o să mergem la iubita mea, așa că dacă vreți să facem daily vlog de acolo, lăsați în secțiunea de comentarii. Eu pentru asta mă pregătesc în seara asta. Mi-am făcut ceva bagaje, din câte vedeți mai am și ceva cadouri aici, o pungă de cadou, o pungă acolo, mai multe cadouri aici de la Jumbo. Ce să zic, frate, în ultimul penultimul clip, cred că, pe care l-ați văzut pe canal, eu am făcut un vlog cu cadouri, cu multe sacoșe de cadouri. Ei bine, încă mai avem cadouri și abia aștept să le împart și pe astea și mai am încă câteva surprize pentru voi, dar mâine să vedeți reacția părinților mei abia mâine când o să ajung acasă, când vor vedea lucrurile pe care le-am cumpărat. Abia aștept să-i cunoașteți și voi pe părinții mei și să mergem la iubita mea acasă. Băi, frate, deci cum arată gol, nu știu ce să zic. În fine. Ei bine, dragilor, acolo mi-am pus un umeraș cu niște cămăși și acolo este geamantanul care încă nu e gata. Urmează să îl pregătesc și să mă duc înapoi la iubita mea, pentru că, dragilor, practic, ce pot să zic, frate, m-a părăsit, m-a lăsat să fac singur toate aceste lucruri, cum ar fi împodobitul bradului, cum ar fi, mă rog, m-a lăsat. M-a lăsat să aleg, dar nu pot să-l fac singur, frate. Chiar nu pot să-l fac singur și nu vreau să-l fac. Așa că, cine știe. În orice caz, dragilor, cam așa arată o zi din viața mea. E destul de aglomerată și mult timp stau pe drum, frate, pentru că e oribil. Din câte ați văzut și la începutul vlogului, stau în trafic foarte mult timp și pierd efectiv acel timp. Mai ascult un audiobook sau mai ascult muzică sau încerc să fac timpul să treacă mai repede, mai vorbesc la telefon cu părinții mei sau chestii de genul ăsta, dar în orice caz nu e bine deloc să petrec atât de mult timp în trafic, dar asta este viața, o suportăm și marea majoritate a timpului o petrec la serviciu și pe drum. Iar restul de timp mi-l dedic în totalitate pentru voi, așa că apăsați butonul de like pentru treaba asta, dați un share să vadă și prietenii voștri, abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă, să ne strângem cât mai repede 400.000 aici pe canal. Eu am fost Radu, iubita mea ne așteaptă acasă la Târgu Mureș, o să o vedeți în curând și noi revedem foarte, foarte repede, dragilor. Cât ați clipit? Nu știu, dacă clipiți, probabil că deja a apărut următorul vlog pe canalul de YouTube. V-am pupat! Ciao!